Incendiu de proporții a izbucnit după miezul nopții în cartierul Istru din municipiu. Un magazin alimentar din vecinătatea seminarului teologic a ars aproape în totalitate. Pompierii au fost solicitați după ora 2, însă flăcările mistuiseră mare parte din spațiul comercial. În jurul orei 2:20, azi noapte, am fost solicitat să intervenim pentru a lichida un incendiu izbucnit în cartierul Istru, la un magazin. Ne-am deplasat la fața locului cu 4 autospeciale de lucru cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, focul se manifesta pe toată suprafața magazinului. În incendiu, magazinul a fost distrus în proporție de 90%. Se pare că proprietarul avea poliță de asigurare și își va recupera paguba de la firma de asigurări. În schimb, incendiul a fost mană cerească pentru locatarii căminelor de nefamiliști din imediata apropiere a magazinului. Era locul de unde foarte mulți dintre ei se aprovizionau, însă de data aceasta nu a mai fost nevoie să plătească pentru produsele de pe raft. La ora prânzului, locul incendiului era împânzit de copii care căutau prin ruine și își revendicau orice aliment sau produs folositor. Polițiștii locali care se aflau la fața locului cu greu îi puteau opri pe copii să scormonească prin dărâmături, gunoaie și bucățile de materiale de construcții afectate de foc. Fără pic de teamă că pot fi răniți ori loviți de zidurile ce stăteau să cadă, unii erau însoțiți chiar de părinți în marea explorare. După ce erau goniți din fața magazinului, în clipa următoare copiii, care se adunau un număr tot mai mare, reveneau și își continuau căutarea, în speranța că vor mai găsi ceva de trebuință. Desculți, plini de noroi și funingine, cei mici luau orice ambalaj sau sticlă, tablă ori sârmă, alimente și produse de curățenie, indiferent de starea în care se aflau. Iar asta se întâmpla chiar sub ochii părinților, bunicilor și a trecătorilor din zonă, uimiți și totodată șocați de tabloul parcă desprins din țările subdezvoltate.